Deopotrivă, angajatori și angajați ce vor să-și deschidă firme. Șomeri aflați în evidența Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu și reprezentanții ai gazdelor au participat la promovarea proiectului MECSERV, modernizare pentru eficiență și calitate în serviciile de formare profesională a adulților, acțiune demarată astăzi la sediul AJOFM Giurgiu. Expunerea condițiilor în care a apărut proiectul, complementaritatea acestuia cu alte proiecte, activități, resurse alocate, indicatori și mai ales maniera la care trebuie apreciate proiectele, AIDOMA celui în discuție, au reprezentat puncte importante din expunerea directorului Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov, aflat la Giurgiu în calitate de manager de proiect. Mi-am propus să vă explic cum să privim formarea profesională. În primul rând, formarea profesională nu trebuie privită ca o cheltuială. Dacă o vom privi ca o cheltuială, în mod sigur nu vom ajunge la rezultatele pe care ni le dorim atunci când facem formare profesională. De aceea noi vă propunem să priviți formarea profesională ca o investiție pe termen lung. Fie că sunteți angajatori, fie că sunteți angajați. Doar atunci o să producă efecte această formare profesională, atât la angajatori, atât la cei care se formează, dar mai ales economiei românești. Proiectul, al cărui beneficiar este Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov, are drept parteneri pe reprezentanții centrelor regionale similare din județele Călăraș, Cluj, Teleorman și Vâlcea. MECSERV are ca termen de finalizare data de 31 august 2015 și a fost prezentat la Giurgiu din două motive. Județul gazda al acțiunii de astăzi este afiliat Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman, iar proiectul a mai fost prezentat și promovat și în alte 24 de județe din țară.